Da, ce s-a întâmplat? A venit mașina lui viceprimarul fără telefon. Intră pe dincolo. Când află că ești dumneata aici, da, viceprimarul intră pe altă ușă, da, da, și nu te lasă să intri la el. Am pușcă și am sare de orice. Cu cuvânt se stare de orice. Se poate și nu e prima dată. Exact același lucru face și ministrul justiției. Când aștept în față, intră pe spate. Când mă duc pe spate, intră pe față. Ai încercat să intri și la minister? Nu, acolo am fost la minister. Dar ce vin ăștia toți cu flori la lucru azi? Au ziua de naștere a cuiva. Cum fie șofer. Dar asta cu flori? Dar unii vin cam târziu la lucru. E aproape ora 10. Și încă nu s-au ocupate toate locurile de parcare. La 12 ziua are timp să vin la loc. Și la ora 13. Dar mulți vin cu flori la, la primărie. Ce sărbătoare o fi având azi. Și ziua aniversare, ce? Ne-ai zis că e mașina viceprimarului asta? Da. Păi și cine sunt tantele astea? Ce caută în mașina viceprimarului? Ai zis că în fiecare zi vine viceprimarul cu mașina asta, nu? Da. Cu mașina asta. Da. Și acum pleacă niște femei. Da. Păi și crezi că e normal așa? Deci, cum? De ce se repede? Poate vreați că mașina oricine de primărie, face trebuie, de piața. Se aranjează toate alea. Are cumpărături de făcut. Aici, când ajunge acasă, când pleacă acasă, are cumpărături de făcut. Dar pe asta e corupție, nu? Statului. Exact. Asta e? Da, da, da. Abuz în serviciu. Domnul, dar ce e singura instituție? Hai să fim serios, bă. Asta sunt, asta sunt. S-a terminat cu ce-a fost, cu ordine, disciplină, muncă, nu știu. M-am zis că am văzut un, la ora 10, acum am văzut un sobor, dar nu de la 6 în priză, cu ce hal a arătat la ora. Și muncea până la ora 19 de seară. Avea o, o singură pauză la prânz de o oră jumătate. Vreau un cantin, un șantier și se servea masa la cantină. Stăteau și ei întâi și întâi. S-a terminat cu munca. M-am început să producă, să-ți lua la